Vicepreședintele Academiei de Științe Agricole, ex-ministru al Agriculturii Valeriu Tabără, este extrem de revoltat față de atacurile fără precedent care se duc împotriva cercetării agricole în România, cu scopul evident de a o desființa și a lăsa țara la cheremul concernurilor internaționale care au acaparat economia și agricultura românească. Cercetarea în România, cercetarea agricolă, nu este începută în 1945, este începută de peste 100 de ani. Este cel mai vechi sistem de cercetare organizat din economia României și în istoria ei. Deși ea este pusă la zi, inclusiv de oameni cu responsabilități în cercetare. Și pe mine mă surprinde neînțelegerea ministrilor din ultimul timp. Pentru că nu ei pot... sunt oameni ai sistemului, asta e interesant. N-aș spune că sunt, ca să fie ai sistemului, trebuie să fi bătut măcar un țăruș în câmp. Trebuie să ai măcar un metru cub de documente pe anumite probleme mari, inclusiv pe probleme de biotehnologie și pe problemele acestea de care le-am discutat și astăzi. Pentru că dacă azi am discutat despre ziua cânepei, ea nu este făcută de niște oameni oarecare, ci niște oameni curajoși, cum am spus și azi, care au rezistat la tot felul de presiuni și poate că și organismele statului, care au făcut destul de multe speculații pe domeniul cânepii, de pildă, au un anumit respect față de anumite persoane care au adus argumente de ce trebuie ca această plantă să rămână încă în România. Profesorul universitar Valeriu Tabără este revoltat și susține că este nepermis ca autoritățile statului român să fie cele care blochează finanțarea cercetării științifice prin legea bugetului de stat. Însă din coace este nepermis ca autoritățile statului, și mă refer și la vechiul ministru și la actualul ministru, să blocheze finanțarea cercetării agricole prin lege. Deci au modificat și vă rog să vă uitați la articolul 29 din legea bugetului de stat pe 2016 și o să scrieți că se interzice finanțarea unităților de cercetare, aducând acolo niște argumente care nu stau în picioare, pentru că se încalcă prevederile unor legi organice. Institutele de cercetare din agricultură au trecut de la Academia de Științe Agricole la Ministerul Educației și Cercetării, unde există o slabă preocupare pentru dezvoltarea acesteia. Deci institute de cercetare, un lucru extraordinar de grav. Au fost luate din sistemul de cercetare și trecute de la Academie, respectiv Ministerul Agriculturii, spre Ministerul Învățământului. Institute de cercetare care în agricultură sau în biologia aplicată nu se suprapun peste activitățile de cercetare în alte sectoare. Cercetarea agricolă nu se desfășoară în laborator. Este în câmp, sub soare, cu condiții diferite, cu particularități de excepție. Eu nu sunt sigur că în 3 ani de zile eu obțin un rezultat pe care să-l pot omologa. Dacă anii sunt unul cu secet, altul cu ploaie, grindină și așa mai departe. Inclusiv cercetătorul trebuie apreciat după alte criterii decât îl apreciez pe cel dintr-un laborator. Salarizare în ori, una dintre marile, nu mai vorbesc de salarizare, care nu mai atrage, eu am toată stima pentru tinerii ăștia care vin și care o fac și care vin astăzi în situația aceasta grea, sunt oameni care trebuie luptați să-i menții în sistem, pentru că au făcut-o din pasiune sau din dragoste. Aceștia sunt oamenii care trebuie să lucreze în cercetare. Vicepreședintele Academiei de Științe Agricole, Valeriu Tabără, militează pentru trecerea cercetării la Academia de Științe Agricole, instituție care poate coordona activitatea acesteia spre dezvoltarea unor proiecte menite să dezvolte agricultura României. Ei și-au dat avizul să scape de cercetare, să treacă acolo unde nu mai poți dirija spre ceea ce înseamnă, atenție, marile strategii ale agriculturii României. Pentru că aici nu este vorba de cercetare, ci de acel cadru care susține obiectivele majore spre care ar trebui să tindă România la un moment dat, ca țară puternică agricolă, nu o țară oarecare. Din păcate, guvernele post-decembriste au dus o politică continuă de subfinanțare a cercetării științifice în domeniul agricol, aceasta aflându-se de la o etapă la alta în derivă. Vicepreședintele Academiei de Științe Agricole consideră că toate aceste lovituri date sistemului de cercetare românească sunt susținute de grupările de interese care vor să desfințeze cercetarea științifică românească în favoarea cumpărării de tehnologii occidentale. Aceasta este, în opinia lui Valeriu Tabără, una dintre cele mai mari erori pe care o pot comite guvernele românești.